și semnele se prevestesc că tot ce spune în această carte e adevărat în veci de veci. Nu sunt povești sau vorbe goale spuse de un om nechipzuit, ci e putere, e viață, e Dumnezeu cel neclintit. Această carte minunată a transformat atâtea vieți. Ea e scrisoare de iubire a Tatălui Ceresc. Și tot ce scrie în această carte se va împlini fără îndoială, să treacă cerul și pământul, dar Biblia nicicând nu moare. E scris că în vreme de pe urmă va fi o vreme foarte grea. Vor fi mulți lacomi de avere, neascultători, neînduplecați, având o formă de evlavie, tăgăduind puterea sa, lăudăroși, trufași, obraznici, culind mereu lucrarea sa. Trăim azi vremea când satana dă bătălia cea din urmă, să smulgă și să nimicească oițele din turmă. Acum când lupta se aprinde și trebuie să ținem piept, biserica e ațipită, fecioarele nu se trezesc. În candelă puțin se vede o ricărire de lumină. Se termină uleiul tare, observi, puterile te lasă. Trăim azi vremea la odice, suntem bogați și fericiți, avem amvoane, instrumente și frați ce gâne la urechi. Avem azi scaune frumoase în adunări, dar vai sunt goale, puțin se aude ascântarea, puțin se aude Maranata. Avem biserici minunate, cu bolte înalte împodobite, dar apa stă azi nemișcată, nu se mai face tulburare. Puțin se aude prorocii și limbile de la Rusalii, n-avem putere, nici credință, să predicăm cu îndrăzneală. O, rugăciunea e uitată, puțin sunt cei ce mijlocesc, puțin sunt cei ce stau pe ziduri să privegheze nopți de veche. Uităm toți de stăruință, nu avem nevoie de Duhul Sfânt, de cercetat bolnav la paturi, ce să vorbim, au dispărut. Azi Izabela își face cuibul în adunări în tineret, distruge tineri fără milă, lăsând părinții plângând pe veci. Păcatul astăzi e la modă și Dumnezeu e mânios, dar unde-i fiinii o să oprească mânia Domnului Ceresc? Cu greu venim la adunare să ne închinăm lui Dumnezeu. Chiar unii ațipesc pe bancă, trudiți de muncă zi de zi. Satana ne-a orbit privirea și stăm la râșniță mereu. Uităm de slava minunată a singurului Dumnezeu. Plângea Iisus spunând la apostol, de vremea aceasta ce-o trăim, când va veni Iisus în slavă, va fi credință pe pământ. Pe pământ e vremea să tragem alarmă. Azi în biserici și în familii, treziți-vă din somnul morții, săriți fecioare înțelepte. O, adă Doamne înțelepciune, azi peste noi în adunări, fă să simțească fiecare susurul blând de la Rusalii. Dă-ne mantaua lui Ilie, dă-ne toiagul lui Aron, dă-ne puterea ta, Iisuse, să te mărturisim ca Domn. Amin.